prea mult ancorare în muncă, cu neglijarea celor dragi. Eu aș fi putut să petrec mult mai mult alături de mama, lucru pe care nu l-am făcut. Și am stat de multe ori să mă întreb după de ce nu l-am făcut. Ori pentru că mi-era teamă să văd că nu e bine, ori pentru că și refugiindu-mă în muncă, uitam, cumva evitam da, situația, ori pentru că efectiv nu eram conștientă că eu pot să fac mai mult. Sigur că am o legătură și o conexiune cu mama, simt și acum, probabil că toți cei care își pierd mama sau tatăl, la un moment dat simt o conexiune ulterioară. Acestea au fost momente foarte, foarte grele. Până la urmă te-ai tras singură. Am tras singură, pentru că nu te poate trage nimeni. Dar am avut nevoie de spațiu ca să mă Întrebarea mea pentru tine este foarte simplă. Atât timp cât mama ta este în viață, îi arăți respect și o apreciezi pentru ceea ce a făcut pentru tine? Dacă da, îți recomand să pui mâna pe telefon și să o suni și să-i spui că o apreciezi și că o respecti pentru tot ceea ce a făcut pentru tine. Fă asta, fiindcă este foarte important atât pentru tine cât și pentru ea.